La cine o fi, cine o mai fi? Poșta! Poșta, poșta, veni poșta! Da, 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 poftiți, poftiți, vă rog! Poftiți, poftiți, vă rog! Vă rugăm, domnul Vasilescu aici locuiește? Da, da, aici, aici, v-am adus, v-am adus un colet! O, mulțumesc, ce surpriză plăcută! Vă rog să însemnați de primire? Da, imediat! Poftiți! Imediat! Vă mulțumesc foarte mult și la mulți ani! La mulți ani, la mulți ani! La mulți ani, da, la... Bună seara! Bună seara! Oh, uite ce surpriză plăcută! Trebuie să fie de la unchiul Costică, nu știi, totdeauna de Reon Pacadou! Ne lasă, dragă, că și are! Și pe urmă tu ești singurul lui nepot! Da. Unde e să petreacă Revelionul dacă nu cu noi? Da, e adevărat, dar și el, de câte ori l-am invitat, s-a simțit! Hai, desfă-l să vedem ce e înăuntru! Așa... Și așa... Eu te... Dar ce e asta? O statuietă, dragă. Uite că scrie aici, Afrodita nud. Nud, nud? Dar de ce e așa de dezbrăcată? E, probabil că așa era moda la zeițe. Mie îmi place mai mult moda de la Romarda. Nu, nu, să știi că la zeițe era mai convenabil. Eu pe asta aici n-o țin, nu. O duc în pod. Nu, dar trebuie să o ținem aici, să o vadă și nenea Costică, că nu a venit, să vadă că ne bucurăm și noi de ea. Ei, cum o să o lași aici? Da. Vin oameni în vârstă, vin copii. Păi atunci s-o punem pe bufet. Aici. Aha. Tot se vede. Da, atunci s-o întoarcem cu spatele. Ui, eu mai rău. Și atunci ce-i facem? Păi să-i punem o rochită. Not cu roichiță. Atunci barem un slip. Slip în decembrie. Știi ce? Să-i punem o coroniță pe frunte. Și la ce ajută asta? Păi ziceam că-i muză. Acu-i muză. E, acu-i. A poezie, ce mai... Și mă rog, cine face poezii la noi în casă? Poate mă apuc eu, dacă uite, mă uit așa la ea și... Și te uiți la ea. Da. Da. În pivniță o duc. Stai, dragă, poate găsim o soluție, dragă, să poate... Stai, dragă. Unde te uiți când vorbești cu mine? Hă? La tine, dragă, nu vezi ce mai... Haide, fără comparații, da. Eu muncesc toată ziua. Hai, la rece? Păi și așa îmbrăcate... Ți s-a făcut milă. Nu, mamă, dar e totul zeiță și nu e bine să te pui rău cu ei de sus. Vasile, termină! Lasă prostiile astea. Nu, nu, păi n-ai văzut ce-a pățit Ulițe? Și aia e adevărat, s-a spus și la cinema. Eu pe asta aici nu o țin. Nu o țin. Stai, drag, dar o să supere Nina Costică, amator de artă. Artă? Păi, da, sigur. Divorțat de 3 ori. Un peisaj nu putea să trimită? E, peisaj. Aia e natură moartă. Natură moartă și dumneai? O îngropă în grădină. Ce faci? Să o găsească vreun arheolog să creadă că a fost aici o cetate și să ne demoleze casa fugai. Atunci o arunc la gunoi. Nu, stai, dragă, poate că o folosim la ceva, dragă. Stai să... E de bronz. Stai o leacă să ne mai gândim, dragă, lasă-o să ne mai gândim, să vedem. E, hai, gândește-te mai repede. Păi da, stai o leacă, uite, de pildă la bătucuie. Ciocanul nu-i bun? Păi, cu totul altceva, să bați cui cu un obiect de artă. O arunc. Stai, nu mai arunca nimic, am găsit. O folosim la rășinii cafea. Cum la rășinii cafea? Păi foarte bine, uite așa, îmi vârt la rășință și mă uit la ea. Și? Ei, și mai trece vremea. Cine o mai... Intră! Intră! Vă rog să mă iertați, dar eu am greșit din aur, știți? Da. Coletul trebuia adus la domnul Vasilescu de la etajul 3. La așa că vă rog să-mi permite... Bravo! Hai, bravo! Ia-o, domnule, ia-o de aici, ia și talașul tot! Hai, ia-o, pleacă, pleacă! Bine că am scăpat de ea! Da, da, eu cu ce mai rușinez cafea?